De o bună bucată de vreme, un drum spre Pitești este sinonim cu calvarul. Știi când pleci, dar nu știi când ajungi la destinație. Se lucrează la podul peste Sâmnicel, pe raza comunei Blidari, iar șoferii sunt nevoiți să petreacă ore bune în trafic. Cât va mai dura calvarul, ne spun chiar reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, ca răspuns la un amplu reportaj prezentat de reporterii VTV. Un comunicat de presă semnat de reprezentanții companiei dă asigurări că lucrurile se vor termina vineri seara, adică pe data de 16 noiembrie. La această oră, o echipă de muncitori lucrează la înlocuirea rosturilor de dilatație ale podului peste pârâul Sâmnicel, amplasat pe traseul DN7 în județul Vâlcea, în proximitatea localității Blidari, și face toate eforturile posibile pentru ca intervenția să fie finalizată până vineri seara. Având în vedere că este necesară menținerea în permanență unei benzi de circulație libere, intervenția la cele două rosturi de dilatație permite activitatea simultană a maximum 4 muncitori pe pod. Lucrările de înlocuire a rosturilor de dilatație ale podurilor sunt extrem de importante pentru asigurarea circulației în bune condiții. Menționăm că rosturile de dilatație deteriorate pot produce avarii semnificative autovehiculelor și, nu în ultimul rând, accidente cu consecințe grave. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat participanților la trafic. Facem apel la aceștia să înțeleagă necesitatea intervenției la acest pod și îi rugăm să manifeste răbdare până la finalizarea lucrărilor. Precizăm că în zonă circulația se desfășoară semaforizat, dar și cu piloții de circulație, atunci când situația o impune. Rămâne de văzut dacă angajații companiei vor respecta termenul stabilit de șefii lor.